Bună dimineața, am venit la depozit să cumpăr legume ca să fac azi o supă. Avem un depozit foarte mare aici la Ineu și imediat cumpăr ce trebuie să pregătesc astăzi o supă. Vreau să-i fac surpriză la Jenny. Că nu e acasă, e la serviciu până la ora 2. Am ajuns la magazin, unde o să cumpăr carne pentru supă. O, 4 pulpe vreau, întregi. Patru pulpe, vă rog, frumos. Bine. Cea mai drăguță vânzătoare de mine. Mulțumesc. Altceva mai doriți? Nu, mulțumesc. Bine, haideți acasă, domnule. Da, am ajuns acasă. Am fost la cumpărături, am luat cam tot ce trebuie. Și ne pregătim să facem treaba. Tița. Ciao, Tița. Și ne punem pe treabă. Da, ne apucăm de treabă. Avem morcovi, un cartof, o ceapă, o țelină și doi păstrănaci. Îi curățăm și punem pe foc împreună cu pulpele care le-am luat de la magazin. O să le curăț și o să le pun într-o oală la fiert și o să vedem ce o să iasă. Toate sunt pregătite. Doar să le punem în oală și să punem la fiert. În timp ce fierbe supa, eu mi-am pus un pahar de pălincă. Mulți ani, Doamne ajută! Doamne ajută! Și m-a făcut o vizită domnul Cornel. Da. Care mă ajută câteodată la treburile casei. E băiat foarte harnic, harnic. Da. El a terminat... Unde a terminat școala, Cornel? Calea numărul 15, Ineu. O școală ajutătoare, da? Da. Și după ce ai terminat școala, ce ai făcut? Ai rămas în stradă, fără casă, fără nimic, așa-i? Da. Și tu ai început să lucrezi la oameni cu? Ziua. Cu ziua, foarte bine. Și de câte ori vii la mine? Când e pe săptămână. Pe când e nevoie. Da, 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 așa e. Și de obicei vii și duminica la? O masă caldă. Așa, bravo, Cornel, bun. De e un băiat foarte harnic, Cornel, lucrează, e băiat serios și... Stă undeva la o casă cu un... Unde stai? La Mecu. Și cât plătești pe lună? 1 milion. Și ce mai, cu ce mai ajuns pe Mecu? Cu lemne. Da? Și altceva? Tu îi faci focul? Nu, îl face și el. Și el face. Da. Dar câți ani are Mecu ăsta? 75. Și el stă singur? Singur. Și pe tine unde te-o lăsa să stai? Sus. Are două case? Da. Are o casă jos și una mai mare sus și da. Tu acolo ești. Da. Foarte bine. Bun. Și tu te descurci. În fiecare zi mergi la? Cu lucru. Da, cu lucru. Cu ziua. Cu ziua. Da, foarte bine. Cornel e un băiat foarte cu minte și mai vine la mine câteodată. Și acum i-am făcut și o cafea, eu beau o pălincă și așteptăm să fiarbă supa. Supa fierbe destul de bine. Am lăsat-o la foc foarte mic. Și să știți că aici la noi, la Ineu, e o tradiție. Și cred că mai multe locuri din zona asta, duminica fără supă nu există. Supă și carne de pui.
În timp ce fierbe supa, a mai venit la mine un prieten, care n-are niciun prieten, să-l cinstim cu o pălincă. La mulți ani, domnul Nistor, să se la mulți ani. La mulți ani. Doamne ajută. Domnul Nistor este un vecin de aici, din zonă, un pensionar foarte harnic, n-are familie, n-are pe nimeni, dar viața lui a dus o viață foarte bună. De unde vă trageți, domnul Nistor? Din Banat. Din ce localitate? Lugoj. Din Lugoj. Acolo ați copilărit? Da. Și pe unde v-a mai dus viața de-a lungul timpului? În toată țara. Și unde ați lucrat când ați fost tânăr? În armată. Ce funcție ați avut? Ajutor, prima dată ajutor mecanic cu telaje grele până anii 72, 74, 75, școala militară, mecanic, conductor, șofer și o țelică școală de aviație. Bun, și prin ce localități ați umblat? Pe unde ați fost? Peste tot în țară. Ați fost căsătorit, domnul Nistor? De mai multe ori. Copii aveți, domnul Nistor? Am. Câți aveți? Pe numele meu 6. 6 copii. Felicitări, domnul Nistor. Mulțumesc. Foarte, foarte bine. Domnul, trecem la domnul Cornel să-l întrebăm. De unde sunteți, domnul Cornel? Arad. Ineu. Nu cred. De unde te tragi tu, deloc? Din Pecica. Păi spune. Pecica. Pecica. Deci acolo te-ai născut tu. Da, județul Arad. Județul Arad. Și de când ești la școala ajutătoare? De la ce vârstă? De la 7 ani. De la 7 ani ai mers la școala ajutătoare. Da, ajutătoare. Da. Și după aceea cum ai ajuns la Ineu? Mai multe părți. În școala ajutătoare am fost. Da, ai făcut mai multe? Și da. Unde ai mai fost, în afară de Ineu? Petriș de Mureș. La Petriș, da. Și? Păuliș. Și la Păuliș ai fost? Și la Sântana. Și la Sântana. Și la Macea. Foarte. Ai fost prin multe școli. Și ai absolvit la Ineu. Ineu. Foarte bine. Trecem la domnul Nistor să vă întrebăm dacă vreți să ne spuneți o aventură de-a dumneavoastră din armată. Aventuri sunt multe. Cel mai mult mi-a plăcut în aplicații și la munci agricole. Și am înțeles că ați fost și bucătar. Da. În armată. Ați fost și bucătar. Da. Foarte bine, felicitări. Și acum unde vă petreceți zilele? În ce zona Ineului? În Cotul Domnului. Adică la Cotul Domnului, la? La Eugen, la Catiușa. Așa, domnul Nistor, spuneți complet. Avem aici, la Cotul Domnului, un bar, un birt, unde se strâng toți băieții buni. În fiecare zi, de dimineața până seara, sunt acolo. Dar despre asta o să mai vorbim, că o să fac o filmare și de acolo. Nu chiar dimineața până seara, dimineața și seara. Și între timp, cu ce vă umpleți timpul? Acasă, cu ce pot. Pe la prieteni, îi mai ajut, mai... Temulem, mai inclusiv pe mine? Da, la domnul bucătar Mugurel. Da, și am înțeles că vă place și pescuitul. Tot timpul. Dar în ultima perioadă nu s-a mai prins pește. Păi de ce? Nu e bun? Nu mai este pește. Dar unde pescuiți? Pe Criș. Crișul? Cum îl cheamă? Crișul alb. Criș alb. Da, pe... așa, da. Foarte bine. Foarte nu mai este pește. Da. Dar pensia aveți, da? Vă descurcați? Bă, cum pot, mă descurc. Încă mai plătiți pentru copii ceva? Da, așa cum. Cât plătiți pe lună? Nu contează. Da, vă descurcați cu ce vă rămâne, da? Da. Foarte bine, foarte bine. Să fiți sănătos. Mai așteptăm încă până fierbe supa. Farfurile sunt pregătite. Nici doamna Jenny nu știe că eu o aștept acasă cu supă și cu... felul 2. Așa că mai așteptăm un pic. A fiert supa. Și acum trebuie să o strecurăm. Am dat un pic pe jos, că m-am grăbit. Gumele le scoatem și le punem aici și o să le servim la felul 2. Dar încă mai trebuie un pic să
Supa e fierbinte, să știți. Aici e carnea și morcovii și legumele. Am scos legumele din supă, am separat și pulpele și urmează să le facem mai mici și o să le punem pentru felul 2. O să servim pulpe rasol, nu le mai punem în ulei deloc. Le servim așa calde, doar cu sare și cu cartof natur lângă. Am pus supa la fiert separat, doar cu mielcișorii. Dar foarte bine arată supa, e galbenă și are un gust foarte bun. Așa arată farfuria pentru felul 2. Morcovi scoși din supă, cartoful care l-am pus la fiert cu supa și cu carnea și pulpa de pui. Doamna Jenny o să fie foarte încântată. Asta este supa de astăzi. Și până vine doamna Jenny de la servici, o să servesc cu domnul Cornel și cu domnul Nistor, un prieten care nu are niciun prieten. Servim o supă foarte bună. Între timp mai o să servim și o pălincă de gutuie. Să fim sănătoși și vă doresc numai bine, să ne vedem cu bine și sănătate.